Acea Domnului Dumnezeu să o binecuvânteze. Bine ați venit în dimineața aceasta la Casa lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să începem timpul acesta de închinare cum altfel decât citind Biblia. Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare preț de câteva momente. După aceea vom și intra în rugăciune, în închinare. Dar vreau să ne uităm în dimineața asta la un psalm, psalmul 138. Sunt câteva versete scurte pe care aș vrea să le citim și să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu, să ne putem alimenta cu cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Și uitați-vă ce frumos termină David psalmul acesta. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale. Dragii mei, uitați-vă la versetul acesta, ultimul verset pe care l-am citit. Ca oameni, uneori avem tendința să spunem, o, Dumnezeu l-a părăsit, o, Dumnezeu nu mai e cu el, sau avem tendința să spunem uneori, în anumite circunstanțe, mi se întâmplă ceva pentru că Dumnezeu nu mai e cu mine. Mi s-a întâmplat asta pentru că Domnul nu mai e. Mi s-a întâmplat, trec prin situația asta pentru că Domnul a uitat de mine cumva sau alt. M-a ocolit să mai mă păzească. Dragii mei, avem tendința poate uneori să spunem că vrăjmașii noștri sunt mai puternici decât noi. Uitați-vă că psalmul acesta spune, te voi lăuda în mijlocul dumnezeilor. Și dați-mi voie să vă spun că aici în biserica noastră venim cu anumiți dumnezei după noi. Venim cu anumiți idoli după noi, poate-i munca, poate-i sănătatea uneori, poate-i familia, poate-s banii, poate însă atât de multe lucruri. Și ce spune David? Doamne, mă uit în stânga și în dreapta, mă uit la anumite situații fără ieșire, mă uit la dumnezeii care mă înconjoară, mă uit la toate lucrurile, mă uit la vrăjmașul meu care mă înconjoară, dar Doamne, te laud pentru că Tu nu-ți părăsești lucrarea mâinilor tale. Dragii mei, în dimineața asta, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu nu-i doar natura de afară. Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu nu-i clădirea aceasta. Lucrarea lui Dumnezeu, a mâinilor lui, ești tu și cu mine. Și, dragii mei, avem o promisiune. Dumnezeu nu ne părăsește. Deci aș vrea să intrăm într-o rugăciune în dimineața asta, cu psalmul ăsta în mintea noastră, să-i spunem Domnului, Doamne, vrem să te lăudăm, vrem să-ți mulțumim, vrem să te lăudăm, Doamne Dumnezeule, nu pentru ce simțim, dragii mei, nu pentru că simțim că trebuie să lăudăm pe Domnul, nu pentru că simțim că lucrurile merg bine în viața noastră, lăudăm, nu, ci dimpotrivă, pentru că știm un lucru, Domnul este bun, El ascultă, El ne îmbracă cu putere și nu inima noastră conduce închinarea noastră, ci Duhul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta. De aceea vreau să intrăm în rugăciune de laudă și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, te laud în dimineața asta. Dacă trebuie să vorbești cu sufletul tău, spune-i sufletului tău în dimineața asta, suflete, laudă-L pe Dumnezeu, ridică-te și laudă-L pe Dumnezeu, iarăși îl voi lăuda pe Domnul. Dragii mei, haideți să intrăm într-o rugăciune de laudă, de adorare la adresa lui Dumnezeu, pentru că El merită. Haideți să ne rugăm.
Și-ți dau sufletul, pentru tine eu trăiesc, chiar suflarea ce-o am, ție azi o dăruiesc, fă-n mine voia ta. Aceasta-mi e dorința, să te onorez cu-ntreaga-mea ființă, să te slăvesc. Sau inima și-ți dau sufletul, pentru tine eu trăiesc, chiar suflarea ce-o am, ție azi o dăruiesc, fă-n mine voia ta. Doamne, îți dau inima, dau sufletul, pentru tine eu trăiesc, chiar suflarea ce-o am, ție azi o dăruiesc, fă-n mine voia ta. Să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului și pentru această dimineață și cu toții am făcut această rugăciune de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că El merită toată lauda, El merită toată cinstea, El merită toată gloria, slăvit să fie numele Lui.
Mulțumim Domnului că ți-am putut veni dimineața aceasta în locul acesta și pentru că este timp de rugăciune. Săptămâna asta nu știu la ce mă gândeam și mi-am amintit că zicea un frate, îndemnul să nu fie mai lungă decât rugăciunea. Și mă străduiesc chiar să nu fie mai lungă ca rugăciunea, chiar dacă și m-aș bucura să fie rugăciunea, să nu putem da decât un îndemn și să ne rugăm o oră, nu ți-ar supăra niciunul dintre noi dacă nu vom reuși să dăm măcar un îndemn, ci ne-am bucurat să fie o rugăciune plină de putere, plină de cercetare și plină de harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ar dori să facem o rugăciune și această rugăciune dorim să o facem pentru Biserica Speranța. Îndemnează cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni, din capitolul 3, de la versetul 12. Și cuvântul Domnului spune așa: astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Domnul să ajute ca Biserica Speranța din Ștei să aibă aceste calități. Apoi versetul 13 spune așa: Doamne, ajută-ne Tu să putem să împlinim cu toți versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi și Domnul să ne ajute. Știți ce m-am gândit? M-am gândit că cel mai bine e să stai pe un scaun și să supraveghezi pe cel care trece aici și să-i vânezi greșelile, să-i vânezi dicția, să-i vânezi o greșită acolo, vorbit așa, o zis așa. Nu, părerea mea că cel mai bine e să stau în tăcere, să spun: Doamne, ajută pe fratele, ajută tinerii care cântă, ajută-l pe cel care vestește Evanghelia și noi tot timpul să fim într-un duh al rugăciunii, căci de criticat ușor o facem, căci vine diavolul la noi, atunci suntem cei mai buni profesori de matematică, suntem cei mai buni profesori de dicție, dar când e vorba să ne rugăm, să ne sprijinim, că e lucrarea Domnului, fiecare dintre noi venim cu sinceritate în locul acesta, fiecare dintre noi venim cu dragul de a lăuda pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și versetul 14 spune așa: dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup și în inimile voastre să fiți recunoscători. Domnul să ne ajute ca întotdeauna să fim o biserică recunoscătoare. Și versetul 16 spune așa de minunat: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în Biserica Speranța, în inimile noastre, să locuiască în belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cu cântări dovnicești, cântând lui Dumnezeu, cum? Cu mulțumire în inimile noastre și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Speranța cu o creștere spirituală. Domnul să binecuvânteze copiii pe care i-a dăruit în Biserica Speranța. Ne rugăm pentru tinerii pe care avem în Biserica Speranța. Ne rugăm pentru frații bătrâni pe care avem în Biserica Speranța. Ne rugăm pentru frații lucrători care avem în Biserica Speranța. Ne rugăm pentru toți frații, pentru toate surorile într-un cuvânt, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, El să binecuvânteze cu putere de a-L sluji, pentru că fiecare dintre noi, dorința și ținta noastră este care? Să ajungem la El acolo unde a zis că mă duc să vă pregătesc un loc. Și vrem ca împreună Biserica Speranța, cu toți, cu mic, cu mare, să ajungem și să ne bucurăm cu El în veșnicie. Din toată inima ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în Biserica Speranța și lăsăm pe Duhul Sfânt să ne mai călăuzească El în rugăciune. Poate au fost prea puțin, prea slab, dar Duhul lui Dumnezeu, care știe trebuințele bisericii, să ne îndemne la rugăciune. Amin. Să ne rugăm.
peste toate. E Salvatorul Emanuel. Da eliberare, ne ești izbăvire. Iisus Mesia, sângele sfânt a curs pentru noi din dragoste. Întregul pământ s-a cutremurat în dragoste mare, în dragoste mare. Iisus Mesia, Domn peste toate. Dumneavoastră, dacă ar fi să vă întreb, de ce trebuie Dumnezeu să vă asculte rugăciunile, oare care ar fi răspunsul? Oare, serios vorbind, în dimineața asta, în biserică, de ce ar trebui Dumnezeu să mă asculte pe mine? De ce Dumnezeu ar trebui să te asculte pe tine? Vorbeam cu cineva duminica trecută, pare mise, sau în urmă cu două duminici și mă întrebați, zice, Cristi, de ce lista pentru bolnav nu se mai micșorează? Pentru că, dragii mei, există un lucru pe care nu-l înțelegem. De ce Dumnezeu ne ascultă pe noi? Și găsesc în Sfânta Scriptură că există oameni care se roagă ca și robi, există oameni care se roagă cu frică, sau în experiență, mai bine spus,
Găsim oameni care se roagă cu frică, găsim oameni care se roagă ca niște robi, găsim niște oameni care tot ce cer pentru ei se gândesc imediat că tot ce cer e un moft pentru ei. Dar vreau să vă întreb, iubită biserică, oare vindecarea chiar tot timpul e un moft sau e o necesitate? Și dacă vindecarea e o necesitate și noi îl avem pe Dumnezeu nu doar ca rege, nu doar ca domn, ci cum predicam odinioară, El este Tatăl nostru, întrebarea mea este, dacă eu-s fiu și dacă tu ești fiu și fiică și vindecarea e o necesitate, dragii mei, de ce lăsăm pe diavolul într-un fel să stâlcească puterea noastră în rugăciune? De ce lăsăm pe diavolul să ne dea impresia că în rugăciunile noastre nimic nu se întâmplă? Dragii mei, în această dimineață vreau să vă motivez și vreau să credeți că sunteți ascultați pentru că sunteți fii și fiice. Și rugăciunile noastre au efect, au putere. Pentru că dacă rugăciunile noastre n-ar avea efect, n-ar avea putere, întrebarea mea este, de ce mai stăm în biserică? Oare Dumnezeu nu mai are de făcut minuni? Oare Dumnezeu nu mai are de făcut lucrări mari în biserica noastră? Oare Dumnezeu prin biserică nu mai are lucrări de făcut? Ba da. Și vreau ca în această dimineață să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Am primit ieri un mesaj, un bilet, să ne rugăm pentru două persoane, nu sunt din biserică, și pentru mântuirea sufletului lor. Sunt două persoane din aceeași familie, mi se pare surori, pe nume Floare și Mariana. Amândouă suspecte de cancer, amândouă au primit vestea în același timp. Și, dragii mei, suntem chemați să ne rugăm pentru ele. De asemenea, ne rugăm pentru frații noștri bolnavi. Avem o listă imensă și vreau să vă dau ocazia și oportunitatea. Cei care doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, vă rog, spuneți-ne. Dar aș vrea un lucru, frații mei, spuneți-ne și dumneavoastră care aveți nevoie de rugăciune. Știu că de multe ori zice să ne rugăm pentru fratele și sora. Aș vrea să ai libertatea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să spui exact tu ce problemă ai. Cei care aveți nevoie de rugăciune, vă rog, în clipele următoare, să ne spuneți. Domnul se atingă de dumneavoastră. Amin. Dragii mei, vreau să vă încurajez. Rugăciunile noastre au putere. Rugăciunile noastre schimbă ceva. Dumnezeu a zis să căutăm și vom găsi. Dumnezeu a zis să batem și ni se va deschide. Dumnezeu a zis să cerem și primim. Dragii mei, rugăciunea are putere. Rugăciunea aceasta pentru bolnav nu-i doar o rugăciune pe care o facem și lăsăm să treacă. Hai să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca niște copii care știm că nu cerem mofturi, care știm că nu punem, hai să nu punem din necredința noastră, Doamne, dacă Tu vrei, ascultați-mă, dacă Dumnezeu nu vrea, ne va spune. Dumnezeu are metode să spună prin Duhul Sfânt, nu vreau să vă rugați pentru asta sau nu vreau să te rogi pentru asta. Dar dacă Dumnezeu nu ne vorbește în direcția asta specific, avem datoria, avem motivația să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, astăzi în Biserica Speranța, vindecă. Nu mâine, nu peste 10 ani, astăzi vindecă. De aceea intrăm în rugăciune, pe baza că suntem copiii lui Dumnezeu și spunem Domnului ca Tată, Tată, în dimineața asta în Biserica Speranța, intervino cu putere. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune.
Doamne Dumnezeule, dimineața asta, Doamne Dumnezeule, mă rog, Doamne, ca Tu să Te atingi de biserica Ta. Știu, Doamne Dumnezeule, că sunt aici niște persoane, Doamne Dumnezeule, care au venit pentru că există niște semne de boală în trupul lor. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru orice femeie care ar fi venit în locul acesta, Doamne Dumnezeule, dintr-o disperare, Doamne, a unei frici, Doamne. Frica poate de un cancer ovarian, frica, Doamne Dumnezeule, de un cancer, Doamne Dumnezeule, în acea zonă, din cauza unor dereglări, Doamne Dumnezeule, hormonale și mai mult decât atât, din cauza unor dereglări spirituale. Doamne Dumnezeule, pe acea femeie mă rog ca Tu să o atingi în momentul acesta, în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos poruncim, Doamne, cu autoritatea pe care Tu ne-ai dat-o de copii ai Tăi, Doamne, de slujitorii Tăi, Doamne, oricărui duh de moarte și de boală, Doamne Dumnezeule, să plece în numele Lui Iisus. Doamne, mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru acele familii, Doamne Dumnezeule, care trec, Doamne Dumnezeule, prin adevărate chinuri, Doamne, cu copiilor, Doamne, din cauza bolilor, din cauza răcelilor, din cauza gripelor, Doamne, Te rog, întinde-ți mâna, Doamne. Sunt aici femei și bărbați, Doamne, care primesc un duh de frică, Doamne, și nu mai vor să treacă prin tratamente, nu mai vor să treacă pe la medici. Doamne Dumnezeule, eliberează-i Tu prin puterea Ta în această dimineață. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru bărbați, Doamne, care, deși duc, Doamne, lupte în trupul lor, deși duc, Doamne Dumnezeule, boli în trupul lor, nu vor să asculte, Doamne, să meargă la medic, nu vor, Doamne, să recunoască problemele lor, dar știu că în această dimineață Tu ești aici. Privește spre ei, Doamne Dumnezeule, privește, Doamne Dumnezeule, și atinge-Te de acești bărbați, Doamne, care nu vor să lase nici măcar cunoscuți, Doamne, care avea boli în trupurile lor. Te rog ca în această dimineață Tu să iei durerile, Doamne Dumnezeule. Mă rog, Doamne, pentru picioare, pentru coloană, Doamne Dumnezeule, pentru mâini. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru orice persoană care are durere, Doamne Dumnezeule, în zona omoplaților, în numele Lui Iisus Hristos, orice durere din acea zonă să dispară în momentul acesta și să vină de la Tine un foc, Doamne, care să ardă, Dumnezeule, zona aceea. Doamne, mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru persoane de la balcon care se confruntă, Doamne, cu migrene, Doamne, care se confruntă, Doamne, cu stări de amețeală, care atunci când stau în picioare, atunci când se ridică, Doamne Dumnezeule, simt că lumea, Doamne Dumnezeule, se învârte în jurul lor și nu înțeleg de ce. Doamne Dumnezeule, în această dimineață, Te rog, atinge-Te, Doamne Dumnezeule, de acele persoane, atinge-Te în numele Lui Iisus și fă-le, Doamne Dumnezeule, sănătoase, fă-le, Doamne, să nu le mai fie frică să conducă mașina, fă-le să nu le mai fie frică să meargă, Doamne Dumnezeule, la cumpărături, fă-le să nu mai aibă frică, Doamne, că vor cădea și vor păți ceva. Doamne, adu un duc de putere, de viață, Doamne Dumnezeule, și alungă orice frică în numele Lui Iisus Hristos. Orice frică, Doamne Dumnezeule, alungă din viața bisericii Tale și fă biserica Ta să fie o biserică biruitoare. Doamne Dumnezeule, da, biruitoare asupra păcatului, biruitoare asupra demonilor, dar biruitoare, Doamne, și asupra unor boli, Doamne Dumnezeule, pe care Tu nu intenționezi să le purtăm toată viața. Doamne, dă-ne biruință, Doamne, asupra bolii în numele Lui Iisus. Dacă Tu ai purtat, Doamne, pe crucea Ta păcat, dacă Tu prin rănile Tale ne-ai promis că avem vindecare, Doamne Dumnezeule, o, în dimineața aceasta, pune-ți mâna peste fiecare în numele Lui Iisus, Tată, și vindecă în locul acesta, vindecă, Doamne Dumnezeule, în numele Lui Iisus, orice persoană care are nevoie de vindecare și orice persoană care crede, Doamne, că în momentul ăsta Tu Te atingi de ea. Doamne, atinge-Te în puterea Ta, fă, Doamne, să vină o putere în trupurile lor și să plece din locul acesta întăriți de Tine în numele Lui Iisus, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ai mărturii veșnice și în dimineața asta vrem să fie o dimineață, Doamne, în care Te lăsăm pe Tine să lucrezi în numele Lui Iisus. Îți mulțumim că o faci, îți mulțumim că o faci în momentul acesta, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim, Doamne, că persoane vor pleca diferit din locul acesta. Vor pleca, Doamne, despovărate, vor pleca, Doamne Dumnezeule, eliberate, Doamne, și vor pleca, Doamne, cu putere de a merge înainte, indiferent, Doamne, ce diavolul îi minte la nivelul minții. Știm că Tu ești biruitor și asta proclamăm peste biserica noastră, biruința Ta și jertfa Ta în numele Lui Iisus, Tată, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locul în prezența Lui Dumnezeu. Dragii mei, lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și vreau să mai cântăm o cântare spre slava Lui Dumnezeu, o cântare care vorbește despre dedicare în prezența Lui și lăsăm pe Dumnezeu să continue și e foarte important dacă Dumnezeu s-a atins de dumneavoastră,
Foarte important să credeți asta și să mergeți în credința asta și să lăsați pe Dumnezeu să lucreze, chiar dacă diavolul vă zice, dar nu-i nimica. Dumnezeu poate și Dumnezeu are puterea aceasta. Cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu. Brațul tău mă ridic din nou cu tot ce sunt, Doamne, viața mea o țin în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă încred în tine. Iisus, ți-a aparținut. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc cu tot ce sunt. Avea mereu înaintea mea, în orice zi mă cred în tine și voi trăi în ale tale căi, în cuvântul tău pe veci. Ți-a aparținut. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă întreb în tine. Iisus, ți-a aparținut. Pentru tine eu trăiesc, de plin mă dăruiesc cu tot ce sunt, cu tot ce sunt. Ție mă închid, ție mă. Și
Încep cu unul dintre ele, și anume conferința noastră din data de 20 aprilie, și subliniez doar 20 aprilie, și anume sâmbăta, pentru că deja locurile se epuizează foarte repede și vrem ca, în special, biserica noastră să beneficieze de pe urma acestei conferințe. Mai avem undeva, dacă limita ne opunem în pragul acela, mai avem undeva la maxim 35 de locuri, adică minim 35 de locuri, undeva pe acolo deja locurile se ocupă foarte repede, sălile nu ne permit un număr foarte, foarte mare de oameni, dar vrem să vă încurajăm pe dumneavoastră, cei care sunteți din biserică și v-ați gândit la conferința asta, dar nu v-ați înscris pe mijloacele media, pe site, în după masa asta, la ieșirea din biserică, poate pentru că e vremea frumoasă, ceaiul se va da afară, cafeaua se va da afară în curte, poate reușim să punem o masă acolo, pe cineva să vă ajute, dacă nu, formularele le luați de acolo, de la măsuța aia din stânga. Vrem să tipizăm niște formulare pe care dumneavoastră să le puteți completa, e mult mai ușor în modul ăsta, le completați, sunt aproximativ ca pe internet, e simplu, numele, prenumele și avem două sesiuni de ateliere, atelierele la care dumneavoastră vreți să participați, cu acea fișă completată, ne-o dați nouă, o lăsați acolo la caserie, o preluăm, vă înregistrăm în tabel și sâmbătă aveți materiale pregătite, plătiți taxa aferentă și după aceea sâmbătă vă bucurați de toate beneficiile conferinței, care înseamnă materiale, care înseamnă pix personalizat, care înseamnă mâncare și care înseamnă, cel mai important dintre toate aceste lucruri, o hrană. Ceva din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă subiectele sunt mai ciudate un pic așa pentru noi, subiecte reale și subiecte cu care ne confruntăm. Dragii mei, subiectele cu care ne confruntăm. Cât am vrea să fugim de ele, până la urmă acolo mergem. Până acolo, acolo să fim. Abuzuri diferite, frici diferite, probleme diferite, dar cu învățătură, cu baza bine pusă și cu îndrăzneală de la Dumnezeu, avem parte de vindecare și de biruință din partea Lui. Dragii mei, de aceea, cei care doriți să vă înscrieți, o să aveți oportunitatea asta și pe foi să vă puteți înscrie. Cei care încă nu v-ați înscris și puteți să o faceți online, vă rog frumos, înscrieți-vă cât mai repede, locurile se epuizează și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, pentru ceea ce se întâmplă duminică, Andrei Ienciu nu poate să fie astăzi cu noi, își împarte invitațiile de nuntă, are drumuri de făcut, o să căsătorească în curând, cred că luna viitoare, da, în mai, să avem o nuntă a unui membru din biserica noastră, Dumnezeu să-l binecuvânteze. El se va ocupa de târg și nu știu dacă avem poza cu târgul, nu avem, e bine. Da, la târg, vă explic eu ce înseamnă târgul. La târg sunt lucrurile pe care până acum le-am avut. Dragii mei, știți că în fiecare an târgul nostru s-a bazat într-o bună parte pe dumneavoastră. Pe lângă alte persoane din afara bisericii care au oferit, în târgul acesta sau în cadrul acestui târg am avut parte de ajutorul și de sprijinul dumneavoastră, care a însemnat prăjituri, care au însemnat produse tradiționale, care au însemnat poate o conexie. Dumneavoastră cunoașteți pe cineva care are miere de albine sau dumneavoastră aveți, sau diferite conexii. Știu eu pe cineva care îți poate oferi ceva pentru târgul acesta. Dragii mei, vă încurajăm în perioada următoare să vă scrieți. O să aveți o listă la ieșirea din biserică, la fel, nume, prenume, număr de telefon și cu ce mă pot implica la târg. Sunt o grămadă de moduri. Într-un fel e bine că n-avem poza, pentru că ne limităm. Poate Dumnezeu vă pune ceva pe inimă special, nu știu. Nu știu că să pune metru pătrat de gresie și faianță, dar poate Dumnezeu îți pune pe inimă să faci la jumătate de preț și intră în cadrul târgului banii aia. Nu știu. Vă ocupați cu mașini. Poate 10% din profitul dumneavoastră pe care îl faceți cu mașinile îl dați la biserică. Sunt metode foarte multe pe care noi le putem aplica la târgul acesta. Ați văzut că anul trecut am avut de la cafea, la cărți, la prăjitură, la sarmale, la o grămadă, de la lapte de casă, brânză făcută în casă, foarte naturală, bio. Dragii mei, vă încurajăm, anul acesta, implicați-vă. Puneți-vă la dispoziția lui Dumnezeu. Dați telefoane, cunoașteți oameni,
Haideți să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu și în modul acesta. La ieșire o să aveți o listă, numele dumneavoastră, numărul de telefon pentru a putea fi contactat și cu ce vreți să vă implicați la târgul acesta. Dacă nu știți cu ce trebuie să vă implicați, puteți lăsa spațiul ăla gol, dar să avem un număr de contact ca să putem să luăm legătura cu dumneavoastră. Și Andrei, care se ocupă de asta, o să vă sune, o să vă spună de ce este nevoie dacă nu știți exact ce puteți face. Dragii mei, pe lângă implicarea aceasta, pe lângă alte lucruri pe care le facem, pe lângă conferință, pe lângă implicarea la târg, pe lângă dărniciile noastre materiale, așa cum vă chema și fratele pastor zilele trecute, vă chem și eu. Haideți să ne rugăm pentru evenimentul acesta. Și nu aici la biserică numai. Haideți să ne rugăm în fiecare zi. Treceți-vă pe caietelul dumneavoastră, treceți-vă în schița minții rugăciunilor dumneavoastră, treceți-vă acolo să mă rog și pentru lucrările bisericii. Dragii mei, e o lucrare a bisericii. E o lucrare care poate să aibă impactul pe care ni-l dorim și pe care Dumnezeu și-l dorește. Și credem că ceea ce facilitează impactul ăsta este puterea lui Dumnezeu, este implicarea noastră și toate împreună pot să facă mult bine bisericii și comunității noastre. Până la urmă, ceea ce facem duminică este o ieșire pentru oamenii din oraș. Să audă Evanghelia altfel, să audă într-un cadru diferit și să poată participa la o slujbă a bisericii într-un cadru diferit. Dragii mei, astea sunt detaliile despre eveniment. De asemenea, duminica viitoare avem cina Domnului dimineață, dar tot dimineață, după cina Domnului, după program, cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și darea de seamă, descărcarea de gestiune. Rugăm ca Dumnezeu să îi întărească pe frați, să poată să pună toate zecimalele acolo și să fie treaba bună. În fiecare trimestru, dumneavoastră ați văzut, ați asistat la o dare de seamă trimestrială, darea aceasta de seamă anuală, dacă vreți, o putem numi o formalitate, pentru că deja odată la 3 luni am venit în fața dumneavoastră cu detalii, cu date precise și exacte și cu disponibilitatea de a vorbi cu dumneavoastră. Deci, duminica următoare vom avea și darea de seamă anuală, generală, cum vreți să o numiți, descărcare de gestiune. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze și acel eveniment și să putem să facem lucrurile spre slava lui Dumnezeu tot mai mult. Dragii mei, cum vă invit să vă ridicați în picioare, vrem să cântăm lui Dumnezeu, vrem să dăruim lui Dumnezeu, dăruim din bunurile noastre pe care Dumnezeu ni le-a dat și după aceasta ne rugăm ca pe fratele Adi Dumnezeu să-l ia în slujbă și să ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu și noi să avem o inimă deschisă și să primim cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să lucreze în continuare. Be
Iisus, dar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Sus, pentru ce al său sânge a pus, trupul inima vreau străpus, dar pentru păcatul binecuvântați de Domnul toți cei care și în dimineața zilei de astăzi ați ales să fiți aici, în casa de rugăciune, și sunt convins de lucrul acesta că fiecare dintre noi am venit în locul acesta cu gândul de a ne întâlni cu Dumnezeu, cu gândul de a sta de vorbă cu Dumnezeu și mai apoi cu gândul de a asculta ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească și în dimineața zilei de astăzi, prin cuvântul Său cel Sfânt. Pentru că noi știm că ori de câte ori venim aici, avem oportunitatea de a lăsa întâi de toate la poala crucii lui Hristos toate poverile noastre, toate frământările și apăsările noastre, și mai apoi putem să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi putem să spunem în dreptul nostru: vorbește Tu, Doamne, că robul Tău ascult. Eu mă rog ca și în această dimineață Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Său cel Sfânt. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească, avem nevoie ca Dumnezeu să ne sfătuiască, avem nevoie ca Dumnezeu să ne învețe cum să ne trăim viața pe pământul acesta. Pentru că dorim, sunt convins de lucrul acesta, dorim ca la sfârșitul alergării noastre pe pământul acesta să avem parte de acele minunate cuvinte pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le va spune răscumpăraților Săi: vino, rob bun și credincios. Pentru a fi numit însă rob bun și credincios, trebuie ca eu și dumneata să trăim viața în acord cu ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. De aceea aș vrea să vă invit să deschideți împreună cu mine în dimineața zilei de astăzi Sfânta Scriptură în cartea Exod, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu, de care îmi doresc să ne folosim în dimineața zilei de astăzi și, așa cum spuneam anterior, mă rog ca Dumnezeu să ne învețe, să ne sfătuiască și să ne povățuiască. Așadar, Exod, capitolul 4, începând cu versetul 1, Sfânta Scriptură ne spune astfel: Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice: nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: ce ai în mână? El a răspuns: un toiag. Domnul a zis: aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Domnul i-a mai zis: bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o, și iată că mâna îi se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis: bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era
carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și s-o torc pe pământ. Și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău Aron Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Amin. Vă invit să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni ai casei lui Dumnezeu, iată că după o săptămână de alergare pe pământul acesta, Dumnezeu a rânduit ca și în dimineața zilei de astăzi noi să avem oportunitatea, prilejul acesta minunat de a fi aici, în prezența lui Dumnezeu, și cred că nu avem altceva de făcut decât să spunem atât. Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim căci până aici Tu ești Cel ce ai fost cu noi, Tu ești Cel ce ai fost de partea noastră. Îți mulțumim că ne-ai sprijinit, că ne-ai însoțit, ne-ai ocrotit și ne-ai păzit. Și în toate am văzut mâna Ta de Dumnezeu întinsă în mod ocrotitor peste viețile noastre. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să privim în Sfânta Scriptură și să medităm la o problemă mai actuală ca și oricând în bisericile noastre, și anume la problema slujirii. Și, dacă vreți, titlul gândurilor mele din dimineața aceasta, chiar așa l-am și intitulat, Chemarea la slujire. Să înțelegem un pic contextul acestui pasaj pe care l-am citit din Exod, capitolul 4. În capitolul 3 din aceeași carte ne spune Sfânta Scriptură că Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, și la un moment dat el a dus turma dincolo de pustie. A ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, și Dumnezeu este Cel care îi se descoperă într-un rug de foc care nu se mai mistuia. Și de acolo, din acel rug de foc, Dumnezeu îl cheamă pe Moise la slujire. Gândindu-mă la lucrul acesta, cred că fiecare dintre noi putem să spunem că și pe noi, personal, pe fiecare în parte, Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta rea și păcătoasă să-L urmăm pe El și să-I slujim Lui. Pe fiecare în parte, în mod personal, Dumnezeu ne-a chemat pe nume, pentru că El ne știe, pentru că El ne cunoaște, pentru că El vrea să-și împartă veșnicia cu noi, slăvit să fie Domnul. Și spuneam că problema slujirii este o problemă mai actuală ca și oricând, și în dimineața aceasta
Aș vrea să privim întâi de toate la câteva aspecte pe care mi-am propus eu să le discutăm în dimineața zilei de astăzi, privind în Cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi de toate aș vrea să vedem cine trebuie să slujească, mai apoi cum trebuie să slujim lui Dumnezeu, ce beneficii are slujirea, ce obstacole pot să apară în calea slujirii noastre și, nu în ultimul rând, ce trebuie să facem noi ca și răscumpărați ai lui Dumnezeu pentru a avea o slujire eficientă, o slujire care să-L onoreze și să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. De aceea o să privim în această dimineață în Cuvântul lui Dumnezeu și o să avem multe versete care ne vorbesc, pentru că până la urmă noi știm că tot ceea ce găsim în această carte, în Biblie, este Cuvântul lui Dumnezeu, care nu se schimbă, care este viu, care este drept și care este adevărat, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Haideți dar să încercăm să răspundem în continuare la prima întrebare. Cine trebuie să slujească? Oare doar păstorul? Oare doar prezbiterul? Oare doar diaconul? Oare doar cei ce cântă aici în față? Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură, Biblia, pentru că ea, așa cum spuneam, este fără de greșeală. Și aș vrea să se afișeze, dacă se poate, Exod, capitolul 23, versetul 25. Uitați ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește aici poporului. Și noi, nu-i așa? Așa spunem că suntem poporul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Voi, adică toți, dragii mei, toți, de la cel din față și până la cel care stă pe ultima bancă din biserică, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Și El vă va binecuvânta pâinea și apele și va depărta boala din mijlocul tău. Deuteronom, capitolul 6, versetul 13. Haideți să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură. Deuteronom, capitolul 6, versetul 13. Să te temi de Domnul. Din nou, Dumnezeu vorbea întregului popor, nu doar unei persoane. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta, ca noi în toate să căutăm fiecare acolo unde Dumnezeu ne-a așezat în trupul bisericii sale, noi să-i slujim Lui și să-L onorăm și să-L binecuvântăm pe El prin slujirea noastră. Deuteronom, capitolul 10, versetul 12. Uitați ce spune Cuvântul Scripturii. Acum parcă este mai clar Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că mai înainte unii vor putea să spună, dar nu scrie explicit că întregul popor trebuie să slujească lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 12. Acum Israele, acum Biserica Speranța, acum cel ce ești pe ultimul rând din Biserica Speranța și cel care ești pe primul rând din Biserica Speranța, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Și zic, Doamne, ajută-ne Tu ca noi să fim cu luarea minte la cuvântul Tău, cel care este, repet asta, viu, drept și adevărat. În capitolul 11 din Deuteronom, capitolul 11, versetul 13, Sfânta Scriptură spune așa: dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi,
dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji. Și cum trebuie să fie slujirea noastră? Din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Să te temi de Domnul, spune cuvântul. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și zic, Doamne, dă-ne puterea asta. Dă-ne puterea asta. Și în aceeași carte, Deuteronom, capitolul 13, versetul 4, voi, adică noi, cei care într-o zi am decis să răspundem chemării favorabile a lui Dumnezeu la mântuire, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și fiecare în dreptul nostru să luăm această decizie. Dacă până acum poate că am fost nepăsători față de această datorie până la urmă pe care o avem față de Dumnezeu, de a-i sluji, de a-l onora și de a-l binecuvânta prin slujirea noastră, noi să luăm decizia și să putem să spunem așa cum spune omul lui Dumnezeu Iosua la un moment dat, în capitolul 24, versetul 15, spune el așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și lucrul acesta trebuie să spunem, dragii mei, fiecare dintre noi, eu și casa mea vom sluji Domnului și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De ce? Pentru că spune apostolul Pavel, scriindu-le celor din Corint, în întâia epistola sa către Corinteni, capitolul 3, versetul 9, căci noi, spune el, suntem împreună lucrători cu cine? Cu Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Prin urmare, dragii mei, am putut să observăm că la slujire suntem chemați toți. Toți. Pentru că în Evanghelia după Marcu găsim scris așa, Evanghelia după Marcu, apoi le-a zis ucenicilor Iisus Hristos și ne zice și nouă, fiecăruia dintre noi, duceți-vă în toată lumea și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Ce reprezintă asta oare, dacă nu slujire? Dacă nu punerea vieții în slujba lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu? Și zic, Domnul să ne dea întâi de toate lumină, înțelepciune, călăuzire și putere. Puterea de a-i sluji Lui cu tot ceea ce suntem noi. În al doilea rând spuneam că în dimineața aceasta aș vrea să vedem cum trebuie să slujim Domnului. Ce trebuie să caracterizeze slujirea mea și slujirea dumitale. Și aș vrea să privim tot în Sfânta Scriptură, pentru că ea este cea care ne învață. Și așa cum spuneam, noi ca și oameni prin vorbirea noastră putem să greșim. Eu știu însă că Dumnezeu niciodată nu greșește și în Sfânta Scriptură nu găsim greșeli. Noi putem să greșim, dar Dumnezeu niciodată. Și haideți să vedem cum trebuie să fie slujirea noastră în ogorul lui Dumnezeu. Întâi de toate ne spune Biblia în cartea Iosua, capitolul 24, versetul 14, că slujirea noastră trebuie să fie cu scumpătate și credincioșie. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cum? Cu scumpătate și credincioșie. Și ce reprezintă asta? Tot Biblia este cea care ne deslușește.
depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Adică tot ceea ce ar putea să mă împiedice să-i slujesc lui Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul meu, trebuie dat la o parte. Asta înseamnă să-i slujim lui Dumnezeu cu scumpătate și credincioșie. Iar în cartea Deuteronom, capitolul 18, versetul 13, spune așa Sfânta Scriptură: tu, cel care îi slujești lui Dumnezeu, tu să te ții în totul totului tot, numai de cine? De Domnul Dumnezeul tău. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta, să te slujim pe tine cu scumpătate și credincioșie. În al doilea rând, cum trebuie să-i slujim lui Dumnezeu? Cu toată inima și cu un suflet binevoitor. O să te rog să afișezi 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Haideți să vedeți ce spune Sfânta Scriptură. 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Aici David îi vorbește lui Solomon și îi dă sfaturi cum trebuie să se comporte când va ajunge împărat, ce atitudine trebuie să aibă. Și spune așa: și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. De ce? Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Și Domnul să ne păzească de asta. Și Domnul să ne ajute ca noi să îi slujim cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Întreagă ființa noastră să fie predată lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie slujirea noastră? Spune Sfânta Scriptură așa: cu frică și cu evlavie. Psalmul 2, versetul 11. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Iar în Evrei, capitolul 12, versetul 28 și 29, uitați ce spune Sfânta Scriptură: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și poate că de prea multe ori uităm noi acest atribut al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e bun, este bun. Că Dumnezeu e dragoste, este dragoste. Dar totodată Biblia spune că Dumnezeul nostru este și un foc mistuitor. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină, înțelepciune și călăuzire de la El. Să-i slujim cu frică, cu evlavie, dar totodată psalmistul în psalmul 100 ne îndeamnă să-i slujim Domnului cu bucurie. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem cine? Poporul Lui și turma pășunii Lui. Și zic, Doamne, înțelepțește-ne Tu și ajută-ne să Te slujim pe Tine, mai apoi cu post și cu rugăciune. Slujirea noastră, dragii mei, trebuie să fie caracterizată și de aceste atribute, cu post și cu rugăciune. Avem un exemplu pe paginile Sfintei Scripturi, în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 36, unde ni se spune așa, că acolo, în templu, mai era și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă, spune versetul 37, și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu. Cu ce? Cu post
și cu rugăciune. Slujirea noastră trebuie să fie caracterizată și de aceste atribute, postul și rugăciunea. Și este un timp, zic eu, prielnic pentru fiecare dintre noi de a ne cerceta cum stăm cu postul și cum stăm cu rugăciunea. Cum trebuie să-i mai slujim lui Dumnezeu? Spune Biblia în Fapte, capitolul 26, versetul 7, că trebuie să-i slujim lui Dumnezeu necurmat. Fapte 26 cu 7. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, ce făceau aceste seminții? Care slujesc necurmat lui Dumnezeu. Și când e vreme bună, și când e vreme mai puțin bună, și când lucrurile ne merg bine, și când lucrurile ne merg mai puțin bine, noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Necurmat, așa spune Biblia. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Cum trebuie să-i mai slujim lui Dumnezeu, pe de altă parte, spune Biblia, și aici trebuie să fim foarte atenți, cu băgare de seamă. Să-i slujim lui Dumnezeu cu băgare de seamă. O să te rog să afișezi Ieremia, capitolul 48, versetul 10. Uitați ce spune aici Biblia. Și trebuie să fim cu mare băgare de seamă, cu mare luare aminte la acest lucru. Blestemat, spune Biblia, să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Dumnezeu să ne ajute ca noi să fim întotdeauna cu mare băgare de seamă și lucrarea lui Dumnezeu și slujirea în ogorul lui Dumnezeu să-l facem cu foarte mare responsabilitate și cu foarte mare atenție. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Și o ultimă caracteristică a slujirii noastre, cum trebuie să fie slujirea noastră? Neuitându-ne la fața omului. Neuitându-ne la fața omului. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 1. Frații mei, spunea Iacov, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acela bun, și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Slujirea mea și slujirea dumitale trebuie să fie caracterizată de lucrul acesta. Să nu depindă de fața omului. Pentru că altfel, spune Biblia așa, pot să păzesc toată legea dacă o singură poruncă nu îndeplinesc, s-a dus tot. S-a dus tot. Mă fac vinovat de toate. Și te faci vinovat de toate. De aceea, să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ne ajute ca să-I slujim în acord cu Sfânta Scriptură, cu Biblia. Dacă vom alege, că, pentru că până la urmă, dragii mei, mie îmi tot place să spun lucrul acesta, Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru să decidem noi ce avem de gând să facem cu viața noastră. Dacă vom alege, pentru că este o alegere, să-i slujim lui Dumnezeu în acord cu Sfânta Scriptură, cu Biblia, această Biblie ne vorbește și despre câteva
beneficii pe care putem noi să le avem în urma slujirii lui Dumnezeu. Și uitați ce ne spune Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 12, versetul 26. Dacă îmi slujește cineva, spunea Iisus Hristos lucrurile acestea, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Întrebare până aici. De ce venim aici în biserică? Pentru că ne dorim ca într-o zi să ajungem în acel loc despre care vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că s-a dus să-L pregătească. Și de peste 2000 de ani îl tot pregătește, nu-i așa? Și uitați, așa spune. Dacă îmi slujește cineva, unde voi fi eu, va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, spune Iisus, Tatăl meu îl va cinsti. Nu-i așa că de multe ori noi tânjim a fi cinstiți de oamenii de lângă noi și ne simțim bine când vedem că suntem onorați, suntem cinstiți de oamenii de lângă noi. Dacă au și o anumită poziție socială mai înaltă, cu atât mai mult. Dar, dragii mei, aici ne spune că dacă noi alegem să-L slujim pe Dumnezeu, nu vom fi cinstiți de un om. Nu vom fi cinstiți de un om care are o anumită poziție socială, ci vom fi cinstiți de însuși Dumnezeu Tatăl, binecuvântat să-I fie numele. Și ce altă onoare mai mare vrem decât asta? Să ne cinstească Dumnezeul Cel Atotputernic, binecuvântat să-I fie numele. Mai mult, dacă vom alege să-L cinstim și să-L slujim pe Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură că vom avea parte de prezența eternă a lui Dumnezeu. Adică ne vom petrece veșnicia cu El. Pentru că Iisus Hristos Domnul le spune ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Prezența eternă cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Dar această prezență eternă a lui Dumnezeu este condiționată de decizia noastră, dacă alegem sau nu să-I slujim Lui. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Și Dumnezeu să ne înțelepțească. Și în ultimul rând, un alt beneficiu despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, dacă vom alege să îl slujim pe Dumnezeu, este acela că Dumnezeu se angajează să ne poarte de grijă. Dumnezeu se angajează să ne poarte de grijă. Și noi știm că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu poate să mintă. Ceea ce promite, El face. Deuteronom, capitolul 11, începând cu versetul 13 până la versetul 15. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Dacă veți asculta de poruncile mele, pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El, adică Dumnezeu, va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și undelemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Dumnezeu se angajează să ne poarte de grijă. Dacă noi decidem să-L slujim pe El și zic, Doamne, ajută-ne Tu, ajută-ne Tu. Spuneam la început că aș vrea ca în dimineața aceasta să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să atingem câteva puncte esențiale, zic eu, în ceea ce privește slujirea. Și am văzut că primul dintre ele era acela, cine trebuie să slujească, în al doilea rând,
cum trebuie să fie slujirea noastră, în al treilea rând, care sunt beneficiile slujirii, dar spuneam eu că mai există un punct destul de spinos, destul de sensibil, care sunt obstacolele care pot să apară în calea slujirii mele și în calea slujirii dumitale. Pentru că sunt și astfel de obstacole, să știți. În momentul în care decidem, în momentul în care ne dorim să-L slujim pe Dumnezeu, pot să apară diferite obstacole. Și aș vrea să vedem în continuare care pot fi aceste obstacole și cum putem să le înlăturăm, astfel încât slujirea noastră să fie o slujire după voia și după placul lui Dumnezeu. Și un prim obstacol pe care l-am identificat privind la omul acesta lui Dumnezeu, la Moise, este obstacolul autoevaluării. Obstacolul autoevaluării. Și acest obstacol, de multe ori, își face simțită prezența în viețile noastre, să știți asta. Pentru că uitați ce ne spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu îl cheamă pe Moise la slujire din rugul care nu se mai mistuia. Și uitați ce îi spune Dumnezeu în versetul 10 din capitolul 3. Acum vino, îi spune Dumnezeu. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Chemarea lui Dumnezeu la slujire pentru Moise. Și uitați obstacolul autoevaluării. Zice Moise așa. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Această întrebare probabil că de multe ori ne-o punem și noi. Cine sunt eu, Doamne, să vorbesc colegului meu despre lucrarea Ta, despre modul minunat în care Tu ai lucrat în viața mea? Cine sunt eu? Eu nu mă descurc, eu nu așa și găsim noi tot felul de scuze. Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul în care ne autoevaluăm, fiecare dintre noi, pot să apară două extreme. Și dumneavoastră știți bine că extremele niciodată nu sunt bune. Pot să apară două extreme în momentul în care eu îmi evaluez viața și în momentul în care dumneata îți evaluezi viața. Și un prim lucru negativ este acesta. Complexul de superioritate. Adică în momentul în care privesc la viața mea, eu mă văd undeva acolo sus și pe toți ceilalți îi văd undeva acolo jos. Eu le știu pe toate, eu le fac pe toate bine. Eu nu greșesc niciodată. N-am nevoie de sfaturile nimănui. Și asta înseamnă complex de superioritate. Doar că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vine și ne spune așa. Romani, capitolul 12, versetul 3. Legat de acest complex de superioritate, care s-ar putea să se manifeste în viața noastră dacă nu suntem cu băgare de seamă. Prin harul care mi-a fost dat, spune apostolul Pavel, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Biblia este cea care condamnă acest complex de superioritate. La polul opus, în partea cealaltă, cealaltă extremă, care de asemenea este păguboasă, este complexul de inferioritate. Adică nu mă văd bun la nimic. Nu pot să fac nimic bine. Și Moise spune, cine sunt eu? Cine sunt eu? Nu vezi că eu sunt aici de aproape 40 de ani cu turma lui socru? Cine sunt eu, Doamne, să mă trimiți la Faraon? David, atunci când Saul îi spune că va fi ginerele său, manifestă și el acolo la un moment dat un complex de inferioritate și spune el, dar cine sunt eu? Cine sunt eu să fiu ginerele împăratului? Cartea Ieremia, te rog să afișezi Ieremia 1:6. Ieremia 1:6. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul, versetul 4 începând, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: mai înainte să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte, spune Dumnezeu, și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns: ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Complex de inferioritate. În Cartea Judecători avem de asemenea un exemplu de manifestare a complexului de inferioritate. Este vorba despre Gedeon. Când îngerul lui Dumnezeu îi se arată, Gedeon spune așa, Dumnezeu îi spune, îngerul lui Dumnezeu îi spune: du-te cu puterea pe care o ai. Și Gedeon spune: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea e cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Complex de inferioritate. Nu-i bun nici unul, nici celălalt. Extremele niciodată nu sunt bune, dragii mei. De aceea spunea apostolul Pavel, scriindu-le celor din Romani, că fiecare să aibă simțiri cumpătate. Și zic: Doamne, fă-ne Tu oameni cumpătați. Fă-ne Tu oameni înțelepți. Revarsă tu acea înțelepciune despre care vorbește apostolul Iacov, înțelepciunea care vine de sus. Revarsă-o Tu peste viețile noastre. Și dacă acea înțelepciune va fi revărsată peste viețile noastre, atunci cu siguranță, în momentul în care ne vom autoevalua, vom vedea adevărata noastră stare înaintea lui Dumnezeu. Privindu-ne prin filtrul acesta care este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, doar atunci vom vedea care este adevărata noastră stare înaintea lui Dumnezeu. Și doar atunci vom avea simțiri cumpătate despre noi înșine. De aceea este atât de important să petrecem cât mai mult timp în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Un alt obstacol despre care ne vorbește Sfânta Scriptură este acesta, obstacolul resurselor, pe care l-am văzut aici la Moise. N-am cu ce. N-am cu ce să fac, Doamne, lucrarea Ta. Și de multe ori, poate că am spus și noi asta, n-am cu ce, Doamne, să fac lucrarea Ta. Și Dumnezeu îl întreabă pe Moise: ce ai în mână? Un toiag, spune el. Ei, cu toiagul ăsta, dacă eu te trimit, vei putea să faci. Cu resursele pe care eu le am, cu resursele pe care le ai, dacă sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, vom putea să facem voia lui Dumnezeu, vom putea să-L slujim pe El. Vine, să știți, de multe ori și acest obstacol în viețile noastre al resurselor. Doamne, vezi acum că toate s-au scumpit, că toate sunt așa cum sunt. N-am cu ce, Doamne. N-am cu ce. Gedeon spunea: Doamne, suntem săraci. Suntem săraci, cum să facem? Cu Dumnezeu se poate. Pentru că Dumnezeu promite însoțire, i-a promis lui Moise însoțire, i-a promis biruință, i-a promis izbândă. Pentru că îi spune Dumnezeu așa lui Moise: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Și îi spune și lui Gedeon: du-te cu puterea pe care o ai, pentru că eu voi fi cu tine și eu îți voi da biruință și eu îți voi da izbândă, slăvit să fie Domnul. Obstacolul resurselor. Mai există apoi un alt obstacol, obstacolul părerilor preconcepute. Adică spune Moise așa: Doamne, eu mă duc la poporul Tău, numai că nu o să mă creadă. N-au să mă creadă, spune el. Știți cum putem să traducem asta pentru noi în zilele noastre? Ceea ce vreau să fac, au mai încercat și alții. Și n-a ieșit nimic. N-are rost să mai încerc și eu. Oricum nu. Șansele sunt mici de reușit. Dar, dragii mei, să nu uităm că dacă alegem să mergem cu Dumnezeu,
El asigură biruința. El asigură izbânda. Și să nu lăsăm ca aceste gânduri ale preconcepției să vină în mintea noastră. N-are rost. N-are rost să mai faci lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că vezi cum merg lucrurile. Ba, are rost. Are rost să-i slujim lui Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru. Mai mult, Moise mai ridică un obstacol și vine el și spune: Doamne, da, eu sunt handicapat. Nu vezi că eu sunt bâlbâit. Cum mă trimis pe mine să merg să vorbesc poporului? Cum mă trimis pe mine să vorbesc lui Faraon? Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta. Problema pe care o avea Apostolul Pavel l-a împiedicat să facă lucrarea lui Dumnezeu? Nici vorbă. Poate că și noi avem diferite probleme de sănătate sau de altă natură și invocăm lucrul acesta și spunem: Doamne, de asta nu te slujesc așa cum tu îmi ceri, pentru că uite, am această problemă. Dar în momentul în care vin aceste gânduri în viața noastră, în mintea noastră, aș vrea să vă aduceți aminte de Apostolul Pavel. Pentru că el spune așa: m-am rugat Domnului să-mi ia țepușul și Dumnezeu i-a spus: harul meu îți este îndeajuns. Harul lui Dumnezeu este de ajuns, astfel încât noi să avem o slujire care să-L onoreze și să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Dar continuând pasajul acesta, este aici un lucru care ne contrariază la un moment dat. Pentru că după ce Dumnezeu îi demontează lui Moise toate argumentele pe care Moise încearcă să le aducă lui Dumnezeu să nu meargă în slujire, la un moment dat Dumnezeu le dă toate la o parte și spune: uite, chiar și aceasta, ești bâlbâit, nicio problemă. Cine a făcut gura? Eu am făcut gura. Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. După toate acestea, ne-am fi așteptat să spună Moise: bine, Doamne, mă duc. Dar Moise vine și spune: ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Numai pe mine, nu. Vă aduceți aminte că am mai fost un astfel de om pe care Dumnezeu îl trimite într-un loc și spune el: nu mă duc, Doamne. Iona, nu mă duc. Și uitați ce se întâmplă. Versetul 14. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis. Eu cred că niciunul dintre noi nu ne dorim ca Dumnezeu să se mânie pe noi, nu-i așa? Ci dimpotrivă ne dorim ca Dumnezeu să-și reverse harul, bunătatea, dragostea și iubirea peste viețile noastre. Pentru că, dragul meu ascultător, aș vrea să spun ceva în dimineața zilei de astăzi. Dacă vei alege să-i slujești lui Dumnezeu, nu vei fi lăsat singur. Pentru că Dumnezeu promite însoțirea sa întâi de toate. Capitolul 28 din Matei, versetul 20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Dacă vom alege să-i slujim lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu noi. Mai mult, Dumnezeu promite însoțirea minunilor Lui. Și vedem aceste minuni care se petrec în viața lui Moise. Toiagul se preface în șarpe. Mâna introdusă în sân plină de lepră și se vindecă la loc. Apa turnată pe pământ se transformă în vin. Oare, în sânge, vă rog să mă scuzați, oare s-a schimbat Dumnezeu? Oare s-a schimbat Dumnezeu? Dumnezeul nostru este același și astăzi face minuni. Binecuvântat să-i fie numele. Și în această lucrare pe care o avem de făcut, Dumnezeu promite și însoțirea celor de lângă noi, însoțirea fraților. Pentru că îi spune Dumnezeu lui Moise așa: nu-i oare acolo fratele tău, Aron, levitul? Știu că el vorbește ușor.
iată că El însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima Lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele tale în gura Lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura Lui și vă voi învăța ce veți avea de făcut. Sunt câteva obstacole care pot să vină în viețile noastre, dar să nu uităm că la cârmă este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Ce trebuie să facem, dragii mei, pentru a avea o slujire eficientă? Pentru că eu cred că asta ne dorim fiecare dintre noi, ca slujirea noastră să fie o slujire eficientă, care să-L onoreze și să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Tot Biblia este cea care ne învață ce avem de făcut. Iosua, capitolul 1, versetul 6, spune așa cuvântul lui Dumnezeu: întărește-te și îmbărbătează-te. Puterea lui Dumnezeu o obținem prin har, pentru că Dumnezeu își renoiește harul față de noi în fiecare zi. Dar această putere pe care o primim prin har din partea lui Dumnezeu, putem să o menținem prin respectarea anumitor legi pe care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură, pe care Dumnezeu ni le-a lăsat cu scopul acesta. Adică avem și noi partea noastră în a ne întări din punct de vedere spiritual. Dumnezeu își face partea Lui. Important e ca și noi să ne facem partea noastră. Și putem să ne întărim din punct de vedere spiritual hrănindu-ne cu pâinea vieții, care este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum trupul acesta trecător îi dăm pâinea cea de toate zilele, la fel trebuie să facem și cu omul nostru lăuntric. Mai apoi, dacă vrem să fim tari din punct de vedere spiritual, trebuie să punem în negoț talanții cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare în parte. În momentul în care noi am decis să răspundem favorabil chemării lui Dumnezeu la mântuire, Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a schimbat viața și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu anumiți talanți. Important este ca noi să identificăm talanții cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și să-i punem în negoț pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. A doua parte a versetului 6 din Iosua 1 spune așa: îmbărbătează-te. Adică ai curajul să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce Dumnezeu își cere prin cuvântul Său cel Sfânt. Chiar dacă apar probleme, chiar dacă vin dificultăți, chiar dacă ai parte de suferință, tu mergi înainte, pentru că alături de tine nu este un om, alături de tine este Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Și nu în ultimul rând, dacă vrem să avem o slujire eficientă în ogorul lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm, spune versetul 7, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. A lucra cu credincioșie după toată legea lui Dumnezeu, după tot ceea ce avem aici. Și ca să putem să lucrăm cu credincioșie după toată legea lui Dumnezeu, trebuie întâi de toate să cunoaștem această lege a lui Dumnezeu. Și cum am putea oare să cunoaștem această lege a lui Dumnezeu dacă neglijăm această carte în care găsim legea lui Dumnezeu, în care găsim poruncile lui Dumnezeu, în care găsim voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, cunoscând și mai apoi împlinind. Pentru că nu-i suficient, așa cum de atâtea ori am auzit, nu-i suficient doar să cunoaștem, nu-i suficient doar să știm, este nevoie să și punem în practică vieții noastre, să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, care este bună, plăcută și desăvârșită. De aceea, în încheiere, două versete. Poate că nu veți rămâne cu mult din ceea ce eu am spus în dimineața aceasta aici, din cuvântul lui Dumnezeu, dar aceste două versete să ne însoțească pe fiecare la plecarea din locul acesta. Și o să te rog să afișezi Iosua, capitolul 1, în versetul 8 și versetul 9 mai apoi.
cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iar versetul 9 ne spune Dumnezeu în dimineața aceasta fiecăruia dintre noi: nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Și ce ne trebuie mai mult decât atât, dragii mei? Să știm că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu este de partea noastră. Și dacă El e cu noi și dacă El e de partea noastră, ce ar putea să ni se întâmple? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să căutăm, să căutăm a pune în practică vieții noastre tot ceea ce El ne învață prin această carte. Să stăruim asupra învățăturilor din această carte, la timp și ne la timp, așa cum spune Biblia. Și slujirea noastră în toate să-L onoreze pe Dumnezeu. Și să nu uităm, Dumnezeu ne cheamă pe toți la slujire. Amin. Dragii mei, în momentele următoare vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Vreau să ne rugăm în momentele următoare, pentru că, asemenea lui Isaia, mă gândeam la finalul acestei predici, portretizându-l pe Isaia. Am auzit despre slujire, am văzut despre slujire, doar că în viața lui Isaia era un moment în care Dumnezeu întreabă, acolo în sfatul lui, în mijlocul heruvimilor, al serafimilor, cine va merge pentru noi? Și Isaia de acolo, după ce vede slava lui Dumnezeu, spune: iată-mă, trimite-mă. Dragii mei, asta aș vrea să facem și noi în momentele acestea. Se spune lui Dumnezeu: Doamne, înțelegem slujirea, sau cât o înțelegem noi, și înțelegem un lucru. Chiar dacă nu știm tot ce înseamnă slujire, chiar dacă nu știm ce o să ne aștepte, anticipăm: Doamne, vrem să te slujim, vrem să ne punem viața la dispoziția ta, vrem să te folosești de noi, pentru că e cel mai frumos lucru, Dumnezeu să te folosească pentru slava Lui. De aceea hai să intrăm în rugăciune spunându-i Domnului că vrem să fim la dispoziția Lui, acolo unde El vrea să ne pună. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, stăm în...